sunt cel mai bun mod de a ne hrăni sufletul și de a ne extinde orizonturile. Vă invit să acceptați provocarea unei aventuri care o să vă readucă aminte cât de frumoasă este lumea în care trăim. Vă voi purta în locuri inedite. Veți cunoaște oameni minunați și sper să vă inspir să porniți la drum. Sunt Simona, călător de meserie. A fost odată ca niciodată un loc magic, în care bunătatea, bucuria, obiceiurile, credința, lucrurile simple ca mirosul de cetină de brad și colac proaspăt scos din cuptor, fulgi de nea ce se aștern peste munți, glasurile cristaline răsunând pe ulițele satului și viața trăită într-un desăvârșit echilibru erau cele mai de preț daruri de sărbători. Oamenii se cunoșteau, se ascultau, se sfătuiau, se ajutau și trăiau toți într-un soi de armonie firească. Iar Crăciunul? Crăciunul era o sărbătoare aparte. Vai bade, Iuliane! Primești colindătorii și turca! Primim, primim, să vină! Bine v-am găsit, Doamne ajută! Bine ați venit la noi! Doamne ajută! Moștenim de la străbuni, să umblăm la colindat, pe la gospodar prin sat, să vestim în sus și în jos, astăzi s-a născut Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mântuit de rău, prin nașterea Fiului Său. Noi umblăm și colindăm și pe Domnul lăudăm, din seara ajunului până între Crăciunului. Lerui ler, Domnului ler. Intrăm în casă, în casă masă, pe lângă masă grâu nevarsă. Lângă grâu, colac de grâu, un colac frumos ca și fața lui Hristos, lerui ler, domnului ler. Stă la masă onorată gazdă, cu plosca străbună și un pahar în mână, la buza paharului pusă e raza soarelui, prinsă în spicul grâului și în aroma vinului, lerui ler, domnului ler. Umple gazda acest pahar, să ne dea Dumnezeu har, să închinăm în cinstea Lui în ziua Crăciunului. Lerui ler, domnului ler. Dar cu turcile astea șes aici. Stai numai să vezi ce bine ori știi juca astea. Băi cetieraș, zău-ți răcântarea aia turcii. Sânge gurele, gure nu-mi tăide, imesurate. Ce are, mă? Păi mâncă o minune, mânci o minune așa, asta la altă, mă, uite ce amândouă, mă, aștia și-o putut avea, numai că le-o geocet care vadi pe aici. Fă-i, mă, șeva, mă! Ce să-i fa, mă? Dă-ți fă bine adă-o țâi de apă să-i descând. Păi, dă-pă, de-aștia n-am pățit. Ține-mă să-i descând. De geocetă, de femeie, locului să nu mestăi. De bărbat să n-aibă parte, țâțele să-i se crape. De geocetă, de bărbat să-i sară ocii din cap.
Tu bată-te minunea, mă! Băi, fecior, mă, oare dacă eu îmi juca o țără, nu și-ar reveni? Hai să încercăm! Hai să probăm o țără, mă, poate cu joc își revin! Păi, Doamne, ferește, mă! Nu, fă-i, mă, ceva, mă! M-a făcut de minune, mă, tu știi ce? Sus! Vai, Doamne! Hai, mânșo, minunea, că ce ți-o-i da, ce mă nerva. Da, bine, îmi pare că și-o revenit. Ați văzut că cu joc și voie bună și-o revenit. Am putut eu să le tăgesc când, băi, mânșile minunea să le mânșe. Băi, s-a plăcut cum a jucat turc. Au țără făcut ele două figuri, dar să vezi numai și eu-i dai eu. O jucat bine, frumos, o țără s-o mce de cadă, în rest o fă bine. Da, dacă ți-a plăcut, fă bine și ele și le plătește. Hai, dar mereți acolo, ni să vă plătească, că nu mai jucăm noi degeaba. No, dragi gazdă, turca am jucat-o, de colindat am colindat, ne-o cam duce că s-a făcut târziu și apoi ne avem de umbrat și pe la alte gospodării. Nu înainte să joace colacul, un obicei care ar putea decide cine va fi viitorul conducător al grupului de colindători. No, mulțumim frumos de primire, noi ne-o cam duce că m-am zis e sară și apoi ne avem de umblat. Da, pentru așa primire frumoasă o mai face o colindă, că avem aici pe Mădălina, care o rugăm fain să ne facă o colindă. Mai ca scândă s-o pornit, să meargă în câmpul florii. Florile d-al pe grele dureri. No, mulțumim frumos pentru primirea făcută și dacă am venit cu colind, cu colind om pleca și să ajute Dumnezeu să ne vedem și la anul. Da-i Dumnezeu, că vă mulțumim frumos! Doamne ajută! La Bistra Mureșului, comuna Deda, în județul Mureș, oamenii sunt primitori și darnici, iar răsplata colindei îi umple fiecărui colindător de saga cu colaci, nuci, mere și alte delicii făcute de mâinile pricepute ale bistrencelor. Seara ne-a prins la depănat amintiri. Vremurile s-au schimbat, însă unele lucruri au rămas la fel. Doamna Valeria, aș vrea să vorbim un pic despre obiceiurile și tradițiile de sărbători la sat. Că știm că astăzi în orașe nu prea se mai păstrează și văd că am observat pe unde am umblat că nici la sate nu prea se mai păstrează. Iată că astăzi aici, din fericire pentru noi și pentru cei care ne urmăresc, am putut să vedem niște obiceiuri așa cum erau mai demult. Da. Cum erau sărbătorile când erați dumneavoastră copil? Erau foarte frumoase. Încă la noi aici la sat se mai păstrează așa cum în momentul de față. Foarte frumos erau, de cum intram în postul Crăciunului, se făcea că, așa se zicea, mai de mult gazdă, unde se făcea turca, se pregătea turca. Și acolo se strângeau feciorii și făceau cănași din podopii turca și ieșeau afară cu bușinu și bușinau. Și... No, era foarte frumos, dar noi făceam șezători. Și vineau feciorii înșezători și acolo, no, se lucra lucrul de ăsta de mână, de așa și foarte frumos a fost.
Și legat de bucate, da, iarăși erau obiceiuri, da, cu cozonacii, da, cu... Da, cu ce preparate se păi făceau până, înainte de sărbători? De cum da postul Crăciunului și până la Crăciun, era postul Crăciunului, era un post mai vesel, dar păi nu, oamenii postau mai de mult, postau ca acum, nu. Și apoi de Crăciun se făcea cozonac, făcea mama și făcea un fel de pâine, zice anul nou, așa... Să nume. No, ăla se începe pe la anul nou, când era în ziua de anul nou, dar și în resta pe cozonac și sarmale cu păsat. Cu păsat se făceau și cu rumeri de slănină și avea fiecare om tăie porcul și așa. Și, no, din... Se pregăteau, no, mâncăruri tradiționale, că atunci așa trăiau oamenii din gospodărie. Ce se dădea la colindători? Apoi la colindători se dădea colășei la băieți. La noi, că eu sunt din Dumbrava, eu sunt venit aici la Bistra din Dumbrava și acolo ajunul Crăciunului se umbla la colăcei, așa se zice. No, toată noaptea nu putem... Bărbații sau băieții? Și băieții și fetele. Am înțeles. Și la băieți se făcea colășei și la fete se făcea pupăză, așa zice, alt din pâine, deci no. Și apoi nu avem somn, ajunul de Crăciun, nu avem somn ca să putem mere ziua dimineața la coloșei de dimineață. Când se făcea ziua, deja plecam, ne luam trăstele și din capul satului din jos până hăl de sus, strigam mereu pe drum și strigam 1, 2, 3, coloșei. Și apoi eu, no, gazdele cu desaje, că atunci erau desaje și cu pâine făcută în cuptor, că așa se făceau coloșei, nu găsai să... De no. Cumpărat. Da. Și apă alea ne duce o mărci. Și câți erați? Erați mulți? Era mult tot satul, toți copiii din sat care puteau să meargă, să umble până, no, care numai, chiar care erau de 3-4 ani rămâneau acasă. Mai merge lumea acum la colindat, la Bistra Mureșului? Da, mi-merg tineri de ăștia care să, no. Mătălina, astăzi te-am urmărit la tine acasă, performând la tine acasă. Știm că și te-am văzut pe diferite scene, la festivaluri, la Vedeta Populară, unde ai și câștigat marele trofeu în urmă cu ceva timp, cu câțiva ani. Spune-ne, te rog, cum este să cânți și să păstrezi tradițiile aici, la tine acasă? Să știi că este așa un amestec de emoții. În același timp, aș putea spune că am emoții mai mari decât pe marile scene ale țării, unde am ajuns, am norocul să particip la anumite spectacole grandioase, însă este o emoție mai deosebită. În același timp, este bucuria de a fi alături de bistrenii mei, este amintirea copilăriei mele, deoarece aici am fost până la 18 ani. Care era tradiția ta preferată când erai mic aici, în Bistra Mureșului? De Crăciun îți dai seama că mergeam la colindat. Abia așteptam momentul din an să mergem la colindat, ne pregăteam colinda, eram eu și verișorii mei, de obicei așa mergeam la colindat în primii 6-7 ani de colindă. Și abia așteptam ajunul Crăciunului, ora 5, știam că vin să mă ia pe mine și plecăm în tot satul să colindăm pe toată lumea. Și a rămas și peste ani această plăcere, deoarece colindul, pe lângă faptul că vestim nașterea Mântuitorului nostru, aceasta fiind esența sărbătorii de fapt, în același timp ne aduce aproape și cred că în zilele în care trăim, acest obicei poate este singurul care în perioada asta ne mai aduce alături. Știm că se naște Domnul Iisus Hristos și nu, trebuie să fim împăcați unul cu altul, să fim buni. Să ne iubim, că mi-e de mult așa era, mereu veșin la veșin, dacă tăiai porcul și veșinul, 3-4 veșini care era prin preajmă, nu tăiai încă mereu și le duceai gustărică la fiecare. Acum, nu, fiecare pentru el, dacă îl taie a lui, s-o cam gătat astea. Acum, în pragul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, vă doresc tuturor celor care ne urmăriți o sărbătoare binecuvântată, o sărbătoare alături de cei dragi, la masă, în casă și în suflet. Mulțumim grupului folcloric Flori Bistrene, coordonat de profesor dr. Silvia Antonina Andone, părintelui Sergiu Andone și întregii comunități de la Bistra Mureșului pentru dăruirea cu care s-au implicat în realizarea acestui material. Cel mai frumos cadou a venit anul acesta la Bistra Mureșului.
Dacă în zonele rurale sărbătorile sunt marcate de tradiții și obiceiuri străvechi, în orașele mari toată lumea se bucură de târgurile de Crăciun. Unul din cele mai frumoase este organizat în fiecare an la Sibiu încă din 2007. Deschis în anul în care Sibiul deținea titlul de capitală culturală europeană, târgul de Crăciun a fost primul din țară de o asemenea amploare. A mers din start pe o idee oarecum tradițională. Tradițională în sensul de a nu face modificări foarte mari de la an la an, pentru că este important cineva când îl vede odată, probabil îl vede într-un moment deja în care și-a făcut planurile sau nu apucă să-l mai vadă, să vină efectiv la Sibiu în acel an. Și se gândește, mergem la anul. Și după aceea vrem, când vine anul viitor, să regăsească totuși ceea ce i-a făcut să vină aici. Și pentru turiști acest lucru este foarte important. Și pentru turiștii din alte țări, de multe ori ei vin poate după 3 ani de când au auzit prima dată de târg. Și am păstrat astfel un fir roșu între toate edițiile. Încercăm în fiecare an să aducem și lucruri noi, desigur, dar mai degrabă pe o zonă de ambianță, de detalii și nu atât de mult de a da pe spate prin noutăți. În fiecare an, peste 4.000 de copii vizitează atelierul lui Moș Crăciun, un loc în care cei mici învață să creeze felicitări, lumânări, să decoreze turtă dulce și să facă biscuiți. Zi de anul acesta avem și o extensie la muzeul Bruckenthal. Nu știam, vă rog să-mi spuneți mai multe. Din Sibiu. Da, chiar clădirea principală a muzeului Bruckenthal este în Piața Mare și anul acesta curtea interioară a fost transformată într-un târg de Crăciun, să zicem, alternativ. Este o provocare așa care am lansat-o publicului și mă bucur și că muzeul a fost foarte deschis din punctul ăsta de vedere. Este o zonă în care ne permite să fim creativi într-o altă direcție, este o zonă mai modernă, este unor și muzică de DJ sau cum ar zice, poate tineretul mai de club sau electronică. Deci au loc evenimente acolo și pentru tineri. Da, și ne permite asta fără să modificăm sau poate să deranjăm publicul care vine să viziteze târgul așa cum îl cunosc eu. Târgul de Crăciun de la Sibiu este vizitat în fiecare an de aproximativ 250.000 de oameni. Anul acesta i-au așteptat peste 100 de expozanți. De la suveniruri artizanale la delicii culinare, târgul de la Sibiu este locul perfect pentru cumpărături de Crăciun. Suntem pentru prima dată cu expoziția cu produsele de vânzare la Sibiu, la târg. Am venit cu produsele din culturile proprii. Lavandă, mentă, salvie, roiniță, nuca, lun și cireș sunt culturile pe care noi le procesăm și încercăm să le punem în valoare sub diferite produse, atât pe partea cosmetică, cât și pe partea alimentară. Noi încercăm să le punem în diferite coșuri și să le pregătim spre a fi dăruite cu drag. Puteți să mă arătați într-un coș, de exemplu, ce produse sunt, așa, în mare? Sigur, eu ador, venind de la țară, ador lemnul și prefer să vă prezint un produs într-o cutiuță de lemn. Avem un săpun, avem un balsam de mâini, avem o apă florală de lavandă și un exfoliant facial. Este un ritual de zilnic de înfrumusețare și de ce nu de dăruit cu drag cuiva apropiat sau nu numai. Ceva deosebit pentru că sunt produse naturale. Da, da. Deci culturile sunt culturi ecologice și încercăm să, până la capătul procesării, să le ținem departe de tot ce înseamnă partea de conservare, de intervenție chimică. Suntem producători de lumânări din anul 2009. Tot ce vedeți aici este lucrat la Ocna Mureș în atelierul nostru propriu. Folosim o ceară naturală vegetală și uleiuri esențiale. Sunt arome florale, fresh, fructate, lemnoase. Cel mai important lucru este că ele ard curat fără fum și nu sunt toxice deloc. Produsele sunt deja cunoscute, clienții le caută și prin munca noastră aducem lumina în casa și sufletele multora. Acum de sărbători, cele mai apreciate au fost portocalele cu scorțișoare, aromă de brad, eucalipt, mentă. Cam astea au fost. Sunt aranjamentele, lumânări cu tematică de sărbătoare, religioase.
în general avem cam tot ce aș poate dori o familie pe masa de sărbători sau și în afara sărbătorilor. Începând de la zacuscă, continuând cu murături, continuând cu dulcețuri, siropuri, produse macerate de toate gusturile și așa, preparate de noi în gospodăria noastră din legume și fructe doar românești. Produse în fermă proprie sau achiziționate din flora spontană sau de la diversi colaboratori. Deci suntem participanți de mulți ani la târgurile de Crăciun de la Sibiu. Am participat și la târgul de Paști, însă se suprapune cu perioada campaniilor de primăvară-vară și nu ne putem permite să lipsim atâta din fermă. Și venim la târgul de la Sibiu cu plăcere, este un târg frumos, bine organizat, destul de bine structurat și cu o afluență de vizitatori deosebită. Dacă vreți să vedeți Piața Mare și Târgul de Crăciun dintr-o altă perspectivă, vă recomand o tură în Roata Panoramică, o atracție pentru toate vârstele. Roata panoramică de la Târgul de la Sibiu a fost prima amplasată la un astfel de eveniment în România în 2019. Cu o suprafață de 600 de metri pătrați, patinoarul din Piața Mare este o altă atracție de care toți pasionații de sportul cu patine se bucură. Crăciun fericit!